Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu mare bucurie, cu un nou proiect, cu o nouă idee de șal sau eșarfă tricotată. Un obiect de vestimentație spectaculos pe care oricine ar trebui să-l aibă în garderobă. Eu l-am lucrat cu mare, mare drag, sincer să vă spun, deci dacă aș fi văzut schema de la început, fără un pic de ajutor, n-aș fi reușit sub nicio formă, vă spun cu toată sinceritatea, este pentru prima dată când fac un astfel de șar, mi-a plăcut la nebunie să-l lucrez, deși cere foarte multă atenție și concentrare. Deci oricine poate să creeze un astfel de șal, oricine știe să tricoteze. Da? Pentru că eu vă voi da indicații pas cu pas pentru fiecare punct în parte, cum să descifrați schema, cum să lucrați după schema și apoi, vă spun, nu este simplu, dar nu este imposibil, am spus, pentru absolut oricine știe să tricoteze. Deci, pentru prima dată, deci eu nu l-am, acesta este al doilea, prima dată, pentru că așa mi-a sugerat Camie că bun ar fi pentru începătoare să lucreze cu un fir mai plin, aici este cu Angora Naco, lucrat șarul, prima eșarfă, da? Aceasta cu vernil. Deci, acesta a fost un exercițiu și este mai micuț. Acesta are 170 pe 85. Da? Pentru că l-am făcut doar cu 6 frunze. Sugestia dată de Cami, mulțumesc Cami, mi-ai spus să nu-ți mai mulțumesc, dar nu am cum să nu-ți mulțumesc pentru ajutorul dat, pentru că singură n-aș fi reușit. Sugestia Camelie este că pentru începătoare bun ar fi cu un fir de acesta un pic mai plin. Perfect este Angora de la Naco sau Alize Angora Gold, care se găsește cu foarte multă ușurință, îl găsiți la fir de tricotat povești, deci dacă scrieți la căutare pe Google www.fir de tricotat povești, cum am scris eu aici sus, apoi dați pe lupă după ce intrați pe site și scrieți Alize Angora Gold, apoi dați click pe poză și vă alegeți culoarea care vă place. Deci intră până într-o 100 de grame, indicația de a se lucra la Alize Angora Gold este de 5,5. De fapt, indicația ce mi-a spus Cami despre cum se lucrează astfel de șaluri, la o culoare uni cu două numere, cel puțin cu două numere mai mult decât indică firul. Iar la degrade chiar cu 3, da? Cu andrele mult mai mari. Dar nu prea arată spectaculos, deci se ia mult din valoarea modelului dacă lucrați cu fire în degrade. Cel mai bun este cu un fir uni. Deci, alegeți dacă sunteți începătoare, Alize Angora Gold. Da? Aici e mohair cu mătase, o splendoare, o frumusețe, doar că alunecă pe andrele, se lucrează puțin mai greu, adică cere un pic mai multă atenție, cu toate că este firul, deci lucrarea este mult mai prețioasă, e ca o spumă, da? Nu neapărat Alize Angora, dar dacă lucrați un șal, lucrați cu un fir prețios, un fir care să aibă în compoziție măcar puțină lână. Deci nu vă apucați să lucrați un șal cu Alize Silky Effect. Deci nu are sens, vă chinuiți degeaba, lucrați cu un fir prețios, ca să vă iasă o lucrare spectaculoasă. Cam astea sunt sfaturile primite de la Cami și care se potrivesc perfect. Mohair cu mătase găsiți la, tot la Serena Iftimie, la fir de tricotat povești. Din câte am văzut eu pe site, are cutii, se numesc cu fire naturale și are combinații de în cutii și mohair cu mătase și alte fire naturale, bumbac. Intrați și vedeți acolo, dacă nu reușiți singuri, există un număr de telefon pe site, sunați și fetele vă vor ajuta ca să vă alegeți firul și culoarea potrivită. Da? Deci, repet, la acesta am lucrat cu mohair cu mătase, acesta care are doar 40 de grame și este o spumă, are dimensiunile pe care vi le-am spus, 190x85 și am lucrat cu andrele 6,5. Cami mi-a sugerat să lucrez cu 7, 6,5 am avut. Ce mai sugerează iarăși Cami? Luat cu firul acesta mult mai lung. Deci bun ar fi să aveți vreun metru la firul ăsta, mai ales dacă lucrați cu mohair. Al meu este destul de scurtuț, asta am avut în casă. Da? Deci cu andrele 6,5. La acesta, cu mohair de la Naco, fir de tricotat povești are mohair de la Naco doar culoarea aceasta. Deci dacă vreți o astfel de culoare, o găsiți. Dar dacă vreți să lucrați cu mohair, cu alt tip de mohair, Alize Angora Gold este perfect
și cu Andrele 5,5 am lucrat aici. Bun, la finalul acestui videoclip, la finalul tutorialului, de fapt, tuturor, în ultima parte, vă voi spune și pașii cum se blochează un astfel de șal pentru a rămâne în forma pe care vă doriți. Da? Indiferent că e lucrat cu mohair, cu Alizea Angora Gold sau cu mohairul acesta cu mătase, splendoarea aceasta frumoasă. Haideți să lucrăm, dragilor! Important este, și o să vă spun de mai multe ori, să vă faceți schema. Deci dacă nu reușiți să o scoateți, să o aveți pe telefon, pe laptop sau să o scoateți pe o foaie de hârtie cum am scos-o eu, vă faceți pe un caiet de matematică. Opriți video sau pe la secvența cu schema și vă faceți pe un caiet de matematică și apoi o aveți la îndemână și puteți lucra cu foarte multă ușurință. După ce eu, deci pentru cine nu știe, la fel cum n-am știut nici eu, vă voi explica toate punctele acestea, ce înseamnă și cum se urmărește schema și cum se lucrează. Vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine. Eu sper din tot sufletul să vă fiu de ajutor și persoane care n-au lucrat niciodată șaluri să facă în sfârșit, pentru că și eu mi-am dorit de multă vreme și sper să vă fiu de ajutor. Dacă mai aveți cumva întrebări, puteți să intrați pe Messenger Crivăț Dumitrescu Claudia și atunci când văd și pot, o să vă răspund cu tot dragul. Dați click pe abonare, dragilor, mai am puțin și fac 100.000 de abonați și zic eu că merit să împlinesc cei 100.000 de abonați și să primesc butonul de la YouTube, că asta e dorința cea mai mare pe care o am în ultima vreme, cu toate că abonații cresc un picuț cam greu, dar eu sper să ajung și acolo și cu siguranță voi ajunge. Dar voi îmi puteți fi de ajutor, cei care sunt foarte mulți care lucrează după tutorialele mele, dar nu sunt abonați. Nu vă costă nimic să dați click pe butonul de abonare. Da? Și e un beneficiu, deci un ajutor pe care mi-l faceți mie, abonându-vă. Haideți să pornim la lucru. Voi lucra cu Andrele numărul 6 șaluri. Acestea sunt Andrele numărul 4. Și voi face partea de început. Deci, în trei ochiuri de cu alt fir, în altă culoare. Și acum voi începe cu firul meu, fabulosul meu fir. Și voi face cele 8-9 rânduri, pentru că nu trebuie neapărat numărate. Lucrăm până avem suficient pe față, cât să prindem de pe margini, să formăm triunghiul acela frumos, da? Vedeți că am tras de fir. Bun. Deci 1, 2, 3, deci cele 3 ochiuri. Le lucrăm dus întors până avem cele 4 rânduri evidențiate pe una din părți, da? Ca să putem prinde de pe margini. Le se lăbărțează un picuț acum, dar nu e niciun fel de problemă. Continuăm să facem cele 8-9 rânduri. Și am lucrat până am cele 1, 2, 3, 4 rânduri evidențiate. Da? Acum vom lua de pe margini și vom face celelalte 9. Deci ne mai trebuiesc încă 6, că am 3 deja. Deci 3 le voi lua deci 1 e de aici, deci 1, al doilea în dreptul rândului 2 de pe margine, 2, al treilea de aici, al patrulea de aici, uitați-vă, al patrulea, 5 și 6 sunt cele prinse cu firul alb, uitați-vă, aici e 1, 5 și încă 1 e acesta. Al șaselea, că firul alb fiind gros, chiar sunt evidente. Și în total, deci, voi lua încă 6 fire. Bun, hai să vă poate ajutată de Andreea asta la altă. Deci, primul, am zis că e acesta de aici. 1. Acum mă duc în dreptul rândului 2. În dreptul rândului 3. În dreptul rândului 4. Numai un fir trebuie luat.
nostru. Și acum, ochiurile care sunt prinse cu firul alb. Deci acesta e 5 și încă unul. Uitați-l aici, prins în firul alb. 6. Și acum scoatem firul alb. El pare că s-a înghesuit aici pe dos, dar îi găsim așa. Și gata. Și uitați că am cele 6, cele 9 ochiuri. Deci 1, 2, 3, 3 pe mijloc și 3 pe marginea astralaltă. Deci cele 3 dintr-o parte le voi lucra pe tot parcursul șarului. Doar ochiuri, punctul leneș, deci ochiuri, doar ochiuri pe față, indiferent dacă suntem pe față sau pe spatele lucrului. Iar cele 3 din stânga, doar ochiuri pe față, pentru că sunt marginea, de fapt parte din marginea cealaltă a șalului. Bun. Atât deocamdată de început, începutul l-am făcut, de aici încolo voi lucra cu andrele groase. Acum să vorbim despre model. Deci, cel mai important este să aveți schema. Deci, vă trebuie obligatoriu o astfel de schemă dacă vreți să lucrați cu ușurință un astfel de șal. Fie îmi cereți mie pe Messenger, Crivăți Dumitrescu Claudia, intrați pe Messenger și îmi cereți și vă dau eu gata făcută, dacă vi se pare greu, ca pe o foaie de matematică, să vă desenați. E foarte ușor de desenat o astfel de schemă. Asta este tot ce aveți nevoie pentru a crea șalul. Acum, știți că v-am spus că avem un ochi pe mijloc. Deci avem 3 pe o parte, 3 pe partea astălaltă, deci 3, 3 și în mijloc 3. Avem ochiul de pe mijloc. Ochiul de pe mijloc va fi ochiul pe care îl vom lucra pe față, pe tot parcursul rândului. Pe schemă aici nu apar cele 3 ochiuri de pe laterale, nici pe parte, nici pe alta. Apare schema, deci, de aici și până aici. Da? Până la ochiul acesta. Deci ochiul acesta nu apare pe schemă și nici cele 3 pe parte și pe alta. Da? Bun. Deci, și schema aceasta este jumătate și apoi imaginea în oglindă. Un prim rând și încă un aspect, părțile acestea care sunt cu gri nu există. Se trece, se face abstracție de ele. Ele au fost trecute pe schemă pentru a putea încadra toate punctele, că altfel n-avea cum să fie desenată schema. Uitați, la primul rând, și voi numerota rândurile în așa fel încât, deci doar rândurile pe față, pentru că rândurile pe dos se lucrează la fel toate. Deci rândul 1, rândul 2, stați că nu-mi scrie pixul acum, mai, rândul 2, rândul 3, rândul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sper că n-am sărit niciunul. Bun. Deci, doar rândurile pe față sunt desenate. Un aspect. Deci, repet, părțile cu gri nu le luăm în calcul, nu le numerotăm, nu le numărăm, nu facem abstracții de ele. Uitați, ce ne arată rândul 1? La rândul 1 ne arată, deci cerculeț înseamnă jeteu, pătrățelul alb înseamnă ochi pe față. Deci la rândul 1, pornim cu cele 3 ochiuri de margine. Acelea nu apar pe schemă. Deci 3 ochiuri de margine, un jeteu, un ochi pe față, jeteu, da? Și am terminat în felul acesta jumătate. Facem ochiul de pe față, ochiul pe față de pe mijloc care nu apare, v-am zis că și ochiul acela pe față, el nu apare pe schema noastră. Ochiul din mijloc, da? Facem ochiul din mijloc și pornim din nou. Jeteu, ochi pe față, jeteu și 3 rânduri de pe margine. Deci așa se pornește rândul de pe față. Se pornește, se fac toate punctele arătate pe schemă. Am ajuns aici la capăt, facem ochiul de pe față, de pe mijloc, care încadrează, deci, imaginea în oglindă și apoi, în continuare, pornim din nou încă o parte. Da? Până aici. Facem jeteu și din nou 3 ochiuri de margine. Asta este logica schemei și vă voi explica fiecare semn în parte, pentru că mai am câteva însemnate pe aici cu roșu. Vă voi spune la momentul potrivit cum se fac spunte altfel decât celelalte.
avem scădere la dreapta, pentru că este înclinată spre dreapta, scădere la stânga, pentru că este înclinată spre stânga. Aici sunt patru ochiuri luate împreună, uitați, spre dreapta, patru ochiuri luate împreună spre stânga. Aici se formează un vârf, dar vă voi arăta. Și mai vedeți că avem încadrat cu roșu, vedeți, o parte. De aici încolo, de la dunga roșie în sus, tot modelul se repetă. Vârful, acesta este vârful. Vă voi arăta pas cu pas, mai ales vârful. De aici încolo totul se repetă. Și mai e încadrat cu roșu, vedeți, bucăți, bucățica aceasta. Asta înseamnă că se va repeta, pentru că el, șalul, cât se va mări, cu atâta va avea mai multe secvențe, mai multe frunze. Aceasta este o secvență pentru o frunză de aceea care se formează. Și se vor înmulți de-a lungul rândului. Deci, vom începe rândul de aici. Dar când avem mai multe bucăți, deci prima dată ne vom duce până aici, ochiul de pe mijloc și încă o tură. Când se va forma încă o secvență, vom veni de aici, ne vom duce până aici, mai repetăm încă o dată secvența aceasta și apoi vom termina rândul. Dar eu vă voi arăta. Vă explic doar logica schemei înainte de a porni la lucru. Sper că n-am uitat niciun amănunt. Dacă am uitat ceva acum, oricum vă voi spune la momentul potrivit. Aici, unde sunt liniile acestea curbe, din trei ochiuri se fac șapte, dar vă voi arăta. E punctul de unde pornește, practic, o frunză. De unde pornesc petale, în sfârșit, modelul acesta fabulos. Bun. Eu cum am pornit, am schema, aceasta e foaia de curat. Așa, eu am făcut în felul următor, ca să se vadă concret. Deci primul rând, acesta este, da? Voi îndoi foaia, pentru că va fi, puteți să faceți și voi, eu mă refer la începătoare, dacă vreți să faceți un astfel de șal. Să știți că dacă aveți răbdare să lucrați alături de mine, cu siguranță vă va ieși. Bun, voi trece la andrelele mele mari. Deci, cum am spus, la primul rând avem jeteu, ochi pe față, jeteu, ochiul de pe mijloc, care întotdeauna este pe față, dar nu-l arată pe schemă, apoi încă o dată, jeteu, ochi pe față, jeteu. Da? Bun. Deci, primul ochi îl luăm nelucrat, al doilea și al treilea. Acestea de pe margine, nici nu voi mai vorbi despre ele, deci ele se fac la fiecare început și sfârșit de rând. Bun. Acum modelul de pe schemă. Deci ne spune jeteu, ochi pe față, jeteu. Da? Am terminat o jumătate, partea dreaptă a șalului. Acum avem ochiul de pe față, care va fi întotdeauna aici. Și acum din nou modelul. Din nou, jeteu, ochi pe față, jeteu. Deci, jeteu, ochi pe față, jeteu. Și acum ochiurile de la finalul rândului. Îndepărtăm andreaua subțire ajutătoare. De acum voi lucra doar cu andrelele groase. Chiar dacă lucrați cu andrele groase, încercați să lucrați lejer, pentru că altfel veți lucra greu. Da? Ca să poată intra între ele, trebuie lucrat lejer. Deci primul ochi le luam nelucrat, cel de-al doilea și cel de-al treilea de pe margine și acum restul ochiurilor le lucrăm cu ochiuri pe dos, că suntem pe dosul lucrurilor. Da? Grijă să nu scăpăm niciunul. Pentru cine este la început, poate să aibă puține emoții la început, dar vă garantez că va fi ușor de lucrat. Da? Ne-au rămas ultimele trei. Pe ultimele trei întotdeauna le lucrăm pe față, pentru că e punctul leneș. Lucrându-le, indiferent că suntem pe fața sau pe dosul lucrului, le vom lucra întotdeauna doar pe față. Și am terminat un prim rând. Rândul 2. Rândul 2. Întorc foaia pe partea asta. La altă, la rândul 2 ce ne arată? Că avem jeteu, 1, 2, 3 ochiuri pe față, jeteu, apoi va urma ochiul de pe mijloc, care este întotdeauna pe fața lucrului, pe față, și încă o dată, jeteu, trei ochiuri pe față, jeteu. Deci, jumătate prima dată. Deci, ochiurile de margine, cele trei. Și acum, jeteu, trei ochiuri pe față, jeteu.
Deci, jeteu, am dat firul după Andreea, 1, 2, 3 ochiuri pe față, jeteu, da? De aici, acum, ochiul de pe mijloc, care nu-i trecut pe schemă și întotdeauna va fi ochi pe față, pe fața lucrului, și acum partea cealaltă, cealaltă jumătate, în oglindă, jeteu, 3 ochiuri pe față, jeteu, da? La fel cum am făcut și în prima jumătate, jeteu, 3 ochiuri pe față, jeteu. Și acum, cele 3 ochiuri de mânci. Nu vă voi mai arăta ochiul de pe dos, pe dos, primele 3 doar ochiuri pe față, că e punctul leneș, celelalte doar pe dos. Mai puțin ultimele 3, care la fel, fac parte din margine și se lucrează întotdeauna doar ochiuri pe față, indiferent că suntem pe față sau pe dosul lucrului. Am terminat și rândul de pe dos, trecem la rândul 3. Eu, ca să lucrez ușor, voi îndoi foaia și voi lăsa rândul 3 la vedere. Bun. Cum facem la rândul 3? Deci la rândul 3 ne arată așa, că avem jeteu, scădere spre dreapta, un ochi pe față, scădere spre stânga, jeteu, da? Și apoi în oglindă. Ok, deci facem marginea întâi, sper că mi-a scăpat ochiul. Cele 3 ochiuri de margine. Și acum avem, deci, jeteu, scădere la dreapta. Jeteu, scădere la dreapta, cum o facem? Cred că multe dintre voi știți, care nu știe, deci luăm primul ochi și al doilea, pentru că trebuie să-i răsucim, ca să putem să-i luăm cum trebuie, da? Și i-am răsucit. Și acum, deci avem jeteu, scădere la dreapta, da? Apoi, un ochi pe față, stați așa că m-am dat cum la ochi, un ochi pe față, da? Scădere la stânga. Scădere la stânga eu o fac normal. Adică iau două ochiuri odată și ea se duce spre stânga. Vedeți? Exact aceasta s-a dus spre dreapta, aici s-a dus spre stânga. Scădere la stânga, jeteu. Și am ajuns la ochiul de pe mijloc. Da? Și acum repetăm. Jeteu, scădere la dreapta, un ochi pe față, scădere la stânga, jeteu. Da? Respectăm schema. Bun, deci avem jeteu, scăderea la dreapta, deci vedeți, iau ochiul dinspre spate spre în față pentru a-l întoarce. Deci am jeteu, fac scădere, iau din două, fac unul și îmi dau drumul și am făcut scăderea la dreapta. Acum, un ochi pe față, scădere la stânga, două ochiuri luate împreună și ele se duc spre stânga, așa, jeteu și ochiurile de margine. Și acum rândul de pe dos, unde toate ochiurile se fac pe dos, mai puțin marginile. Am terminat rândul pe dos, am venit pe față și am făcut cele 3 ochiuri de margine, ca să mai scurtez din video. La rândul 4, ce ne spune modelul? Avem jeteu, un ochi pe față și aici avem, din 3 vom face 7, vă voi arăta imediat, din nou, un ochi pe față, jeteu. Și apoi se repetă, punctul de pe mijloc și se repetă imaginea în oglindă, da? 3, cele din margine și acum modelul. Deci avem jeteu, ochi pe față și acum din 3 vom face 7. Deci luăm 3 ochiuri și scoatem o dată, deci avem 1, al doilea am făcut jeteu, tot prin cele 3, scoatem pe al treilea, dăm după croșetă jeteu, al patrulea, tot prin cele 3, scoatem pe al cincilea, jeteu al șaselea, tot prin cele 3, mai scot încă o dată, al șaptelea. Da? Și acum,
ne spune ochi pe față, jeteu. Ochi pe față, jeteu. Și am făcut jumătate. Ochiul de pe față, de pe mijloc, care nu-i pe schemă. Am repetat de vreo câteva ori. Acum repetăm. Deci, ochi pe față, jeteu, pardon, cu jeteu începe. Jeteu, ochi pe față, din 3 vom face 7. 1, 2, 3, deci din 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ochi pe față, jeteu și ochiurile de pe margine. 1, 2, 3. Continuăm cu ochiurile pe dos, având grijă să facem fiecare buclă de acesta trebuie să fie ochi pe dos, da? Toate ochiurile pe dos, mai puțin marginile. De e important să nu scăpăm niciunul din cele 7. Trecem la rândul 5. La rândul 5, ce ne spune? Că avem jeteu, o scădere la dreapta, apoi rândurile, punctele acestea sunt exact deasupra celor 7 piciorușe, 7 piciorușe, 7 ochiuri pe care abia le-am făcut acum din 3. Da? 2 ochiuri pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, jeteu, 2 ochiuri pe față. Și la sfârșitul secvenței, scădere la stânga, jeteu. Da? Bun. Deci facem conform schemei. Jeteu, scădere la dreapta, întoarcem ochiurile întâi și acum le scădem. Bun. Și avem, suntem în dreptul celor 7 și facem 2 ochiuri pe față, jeteu, încă 3 pe față, jeteu, 2 ochiuri pe față. Și asta, de aici se va forma o frunză, o secvență de aceea frumoasă de model. Și acum, o scădere la stânga și jeteu. Scădere la stânga, jeteu. Și acum avem ochiul de pe mijloc. Da? Uitați-l, chiar este evident. Bun. Acum din nou secvența. Jeteu, scădere la dreapta, scădere la dreapta, 2 ochiuri pe față, 1, 2 ochiuri pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, 1, 2, 3, jeteu și încă 2 ochiuri pe față. Așa, scădere la stânga, încheiem rândul, exact cum am făcut și până în... Așa, scădere la stânga, jeteu, cele 3 ochiuri de margine. Să știți că vă voi arăta, pentru că se va lungi videoclipul foarte mult, vă voi arăta prima jumătate până aici, cea de-a doua jumătate practic se repetă, deci fără niciun fel de problemă. Bun, acum rândul de pe dos, ochiuri pe dos, mai puțin marginile.